Unul care dă cu mână largă, unul care dă un dar material sau un cuvânt bun în suferința altuia, ajunge mai bogat, spune Domnul. Și altul care economisește prea mult, nu face decât să sărăcească. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții cu un cuvânt bun va fi udat și el. Domnul ne îndeamnă în Deuteronom. Când îți vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri. Ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Când îți vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta. Ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Pentru că sufletul binevoitor, când pleacă din sufletul nostru această binevoință, va fi săturat acest suflet. Va fi săturat și el. Și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Spune cuvântul Domnului. În 2 Corinteni, să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera și el. Cine seamănă o vorbă bună, cine dă un dar din casa lui, din vistieria lui, din via lui, va secera. Iar cine seamănă mult, mult va secera. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, atenție, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Domnul. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Așa se va vorbi despre noi. A împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Cine ne dă, Dumnezeu care ne dă nouă hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat și vă face să crească roadele neprihănirii voastre. Domnul ne dă nouă și noi dăm la alții. Cu cât Domnul ne dă nouă, cu cât dăm la alții, Domnul ne dă nouă. Și așa va face să crească roadele neprihănirii. Este o neprihănire aceasta. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu atunci când dăm la alții. Domnul ne dă nouă, noi dăm la alții, se aduc mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, nu numai că acopere nevoile la cei cărora le dăm, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos. Mărturisim Evanghelia lui Hristos, dar dăm și la alții. Dăm, aducem bucurie la alții. Domnul spune, așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta, deci propovăduim Evanghelia, dar ajutăm și săracii, îi face pe acești săraci să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și îi face să se roage pentru voi. Deci o altă binefacere atunci când ajutăm pe alții. Îi face să se roage pentru noi. Din inimă. Și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Amin.